În data de 8 iulie, de la ora 19, pe tramvaiul Platformă din Piața Unirii din Timișoara va avea loc un concert de muzică militară. Cu ocazia aniversării a 155 de ani de transport public local, Brigada 18 Cercetare Supraveghere Decebal va susține un concert cu totul special, care va omagea istoria transportului public în Timișoara, primul oraș din țară care a introdus tramvaiul tras de cai în anul 1869. Concertul va fi desfășurat într-o atmosferă festivă, iar organizatorii promit o seară memorabilă pentru toți participanții. Totodată, în timpul evenimentului, vor fi prezentate și momente de poveste din istoria transportului sportului public local din Timișoara, sublinind contribuțiile semnificative ale orașului în acest domeniu. Timișorenii și nu numai sunt așteptați la un alt fel de concert față de cum au fost obișnuiți până acum. De asemenea, evenimentul este organizat de către stpt att